Indicele global al prețurilor produselor alimentare a scăzut în luna august, revenind la cel mai redus nivel din ultimii 2 ani, chiar dacă prețurile la orez au explodat după restricțiile la export anunțate de India, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, FAO, transmite Reuters citat de hotnews.ro. În luna august 2023, acest indice a scăzut cu 2,1%, până la 121,4 puncte, de la nivelul revizuit de 124 de puncte înregistrat în luna iulie. Valoarea din luna august 2023 este cu 24% sub maximul istoric atins în luna martie 2022, imediat după debutul invaziei rusești în Ucraina. Potrivit agenției ONU cu sediul la Roma, scăderea din luna august a datorat declinului înregistrat la produse lactate, uleiuri vegetale, carne și cereale, care a contracarat avansul prețurilor la orez până la maximul ultimelor 15 ani, după restricțiile la export anunțate de India. Prețul mondial al lactatelor, calculat de FAO, a scăzut cu 4% în luna august, comparativ cu iulie, ca urmare a declinului prețurilor la lapte praf, dar și a prețurilor la unt și brânză. Prețurile la carne au scăzut și ele cu 3%, grație în principal diminuării cotațiilor la carne de oaie, dar și a prețurilor la carne de porc, pui și vită. Indicele prețurilor la uleiurile vegetale a scăzut cu 3,1% în luna august. Prețurile mondiale la cereale au scăzut cu 0,7% în august, comparativ cu luna iulie, în principal ca urmare a unui declin de 3,8% a prețurilor la grâu, grație recoltelor bune din emisfera nordică, precum și a faptului că prețurile la porumb au atins minimum ultimilor 3 ani, grație unei recolte record în Brazilia. Un alt produs alimentar la care prețurile mondiale au crescut este zahărul, în cazul căruia FAO susține că prețurile au crescut cu 1,3% în luna august, ca urmare a îngrijorărilor cu privire la impactul fenomenului meteo El Nino asupra culturilor de trestie de zahăr.